Розумію. Salută-mă și pleacă.
Să-l pregătim.
Îi dau lapă. Și am să lapă până la ultimul pic de putere. În clipa când îi despre un zbura creierii. Miza, Miza, nu spune asta. Fie-ți milă de mine. Nu mă pune să aleg între tine și el. Tu nu înțelegi ce adipesc? Adipesc, au disperat. De un an jumate de când am fost. Exact de când îmi pești de tine. Știu. Am știut asta pe tine. Însă nu mi-a păsat de asta. Până acum. Niciodată nu m-am gândit că aș putea fi pentru el altceva decât prin fiul. Mulțumim să rătuveze de parte. Nu mai gând. Păzacul, când îl văd în primejdia în care se află, când îl văd pe marginile pe pastiei în care vrei să-l arunci, spune tu cum aș putea să rămân indiferent. Judecă și judecă! Eu ce vrei să fac? Să fac un copil. Fată mare cu copilul ei, asta vrei să ajungi. Nu. N-ai să ajungi. O să-ți iau eu copilul. Ce și ce rezolvi cu asta? Mama copilului e cea care naște, nu cea care lucrește. Pentru toată lumea o să-l nasc eu. Ce să se vină, doamne? Nu. Vorbesc foarte serios. Plec ca mamă nouă, undeva, la țară. Fără să ne știe nimeni. Fără să ne cunoască nimeni. O să stăm acolo până se naște copilul. Apoi declar copilul la urmă. E ca fiind al meu. Mai apoi nici nu știi găsesc copilul. Și că nu eu cu ea. Mama lui. Nu o să te întorci acasă și îți jur că nimeni nu va ști niciodată taie cu care ne leagă. Lumea întreagă va ști că eu am copil. Iar tu? Îți vei reface tinerețea și viața, fără să mai discuși la lui. Viața... Viața nu contează pentru mine și eu. Voi fi fericită să o întâmplă cu copilul. Și cu ce avem atâta luni de zile la țară? Oricând costă bani și noi ne avem 100 de lei ca. Mai am eu ceva economie. Poate înainte de plecare o să mai vând un tablou, două. O să ne ajute și tata, sunt sigură că ne ajute. Și acasă ce spune? Spune că avem nevoie de aer de mine. Pleacă, nu cred mine. Atunci o să spunem pur și simplu adevăr. Care? Că sunt însărcinată și că vreau să plec din oraș până la asta. Tu te oferi să faci mine, ca o zonă de mână, să mă ajuți. Ești în stare să faci asta pentru mine? Să mă scap? Da. Vă scap de amândoi. Aș fi mirat dacă ai fi în stare de un sacrificiu numai pentru mine. Măcar de recunoștință să-mi fi spus. Recunoștință pentru ce? Pentru că renunț la mine.